două minute te scapă de regrete. Ascultă până la capăt și schimbă-ți viața. Un obicei la care lucrezi două minute și durează o viață. Sună prea frumos să fie adevărat, nu? Probabil pentru că este. Dar aproape orice obicei poate fi început în mai puțin de două minute. Să luăm drept exemplu momentul de conectare cu cei dragi. Adesea, oamenii ajung acasă după o zi lungă de muncă și spun că sunt prea obosiți pentru a purta o conversație cu familia sau prietenii, așa că mereu amână. De ce? Pentru că se gândesc la ideea de a avea o discuție lungă sau obositoare, ceea ce pare uneori descurajant. În loc să te concentrezi asupra întregului efort necesar, e mai bine să acorzi atenție primelor două minute ale acestui moment de conectare. Care sunt acestea? În momentul în care intri în casă, îți faci un ceai sau o cafea și împarți acele două minute de liniște cu cei dragi. Sau dacă nu, mai pe românește, pui mâna pe telefon și suni pe cineva drag. Chiar dacă aceste acțiuni par mici, ele reprezintă un început. Poate că nu vei petrece ore întregi în conversații profunde, dar vei observa că bucuria și conectarea apar adesea după ce ai făcut primii pași, nu înainte. De multe ori, credem că motivația trebuie să existe înainte de a începe o activitate, pe când, de fapt, motivația se dezvoltă ca urmare a eforturilor mici depuse inițial, permițându-ne să ne bazăm pe faptul că restul procesului va deveni mai ușor. Cheia aici, mai ales în contextul agitat al vieții de zi cu zi, este să facem începutul atât de simplu încât să nu putem spune nu. Iar dacă acest lucru a făcut într-adevăr click în capul tău, atunci te las pentru că urmează să vorbești cu cineva drag.